Just the turnips, green tires, and carrier. The lying one, the chicken. Morire, ție, să luăm aminte. În ziua cea din tâia săptămânii, Maria Magdalena a venit la mormânt dinși de dimineață, fiind încă întuneric. A văzut piatra ridicată de pe mormânt, deci a alergat și a venit la Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul și nu știm unde l-au pus. Deci a ieșit Petru și celălalt și veneau la mormânt. Cei doi alergau împreună, dar celălalt, alergând înainte mai repede decât Petru, a sosit cel din tâi la mormânt și a plecându-se a văzut giulgiurile, dar n-a intrat. A sosit și Petru urmând după el, a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile, iar mahrama care fusese pe capul lui nu era împreună cu giulgiurile, ci deosebit înfășurată într-un loc. Atunci a intrat și celălalt care sosise întâi, a văzut și a crezut, căci încă nu știau Scriptura că Iisus trebuia să învieze din mort, și s-au întors iarăși ucenicii la lor. Slavă ție, Doamne, slavă ție, că Tu ești învierea, viața și odihna adormitului robului Tău, Daniel Marius, mutat de la noi. Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Spânetului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu să-L ierte! Părinții voștri mâncat au mană în pustie și au murit.
pâinea care se coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Deci iudeii se certau între ei zicând, cum poate acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Și le-a zis Iisus, adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de acolo. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Pentru ești învierea și viața și odihna dormitului robului tău, Daniel, Maru și Sfasă, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecii lor. Amin. Dumnezeu să ne și să-L odihnească. Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Părinte, binecuvințează. Căci am viat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Măritelor și întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, cu ale dreptului Lazar cel înviat a patra zi din morți, și cu ale tuturor sfinților sufletul robului său, Daniel Marius, mutat de la noi, în corturile dreptilor să-l așeze, în semne lui Abraham să-l odihnească cu dreptii să-l numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin.
Într-o fericită adormire, părește că o tihnă de Doamne, sufletului adormitului robului Tău, Daniel Marius, fratele nostru, cel mutat de la noi și fă lui Doamne veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte.